mă numesc Drăghiș Cristian Andrei, am început să joc polo de la vârsta de 9 ani la Clubul Sportiv Crișul Oradea. Prima dată părinții mei m-au trimis la bazin ca să învăț să not, după care mi-a început să-mi placă și a devenit în scurt timp pasiunea mea. Eu jucam la Crișul Oradea, la seniori, a doua echipă a celor de la Oradea și acum aproximativ un an jumate, 2 ani, domnul Aurel Georgescu, după un campionat european de Under 19 cu Naționala, m-a sunat și mi-a propus să vin aici și să mă mut de tot. Joc pe posturile de inter și extremă dreapta. Am terminat junioratul anul trecut la Steaua București și de anul ăsta sunt doar senior la Corona Sportul Studențesc. Cu echipa națională am cochetat doar la junior, la Under 19 și Under 17. În rest, la senior încă nu am fost selecționat. Aveți două meciuri importante în acest weekend. Este o presiune, simți așa o emoție suplimentară sau nu neapărat pentru că jucați acasă? Vă dați seama că sunt emoții chiar mai mari pentru că jucăm acasă, dar noi avem încredere în noi și știm că o să câștigăm. Veniți să ne susțineți în weekend la Brașov, în meciul împotriva celor de la Dinamo, ca să vedeți spectacol și cum câștigăm.